Bună seara dumneavoastră, celorlalți invitați și telespectatorilor. Noi am verificat toate copiile proceselor verbale ale colegilor noștri de la toate sectoarele și am găsit o serie de neconcordanțe și chiar falsuri. De aceea avocații noștri au scris deja o sesizare penală pe care vor depune mâine dimineață, adresat așadar organelor de urmărire penală, care vizează săvârșirea de infracțiuni electorale, respectiv falsificarea documentelor și evidențelor electorale, conform articolului 391 Cod Penal. Dați-mi voie doar un minut să vă dau câteva exemple. Am așadar aici în fața mea și le trimitem, bineînțeles, organelor de urmărire penală, procese verbale care nu corespund între ceea ce s-a scris la secția de vot cu ceea ce apare pe site-ul AEP, 200 de voturi în plus pentru domnul Nicușor Dan, avem așadar 126 ceea ce s-a completat pe procesul verbal în secție și 326 apare pe site-ul AEP. Mai departe mergem. Proces verbal al delegatului nostru, care spune că deși în acea secție domnul Nicușor Dan a luat doar două voturi, pe site-ul AEP au apărut 132 de voturi. Deci aici sunt toate documentele, toate dovezile, toate semnăturile. Dacă nimeni de la BEC, BEM, BES nu ne ascultă și nu ne dă dreptate, nu avem ce să facem, mergem în justiție. Sperăm că aceasta, prin deschiderea unor cercetări, să facă lumină și să le spună românilor ce s-a întâmplat în noaptea alegerilor. Mai departe, avem declarația în scris a unui delegat de-al nostru care ne spune foarte clar că cifrele cuprinse în procesul verbal le-au fost dictate de către președinte, care le avea notate pe un carnețel cu creionul. Deci, în ciuda numărătorii efectuate de față cu toți membrii care reprezentau partidele politice participante în alegeri, președintele, în ciuda, repet, a evidențelor, a trecut alte cifre. Se și văd, întâi au fost trecute cu pixul, pe urmă au fost corectate cu carioca. Deci fals, pur și simplu, în evidențe electorale, plus de declarația semnată a reprezentantului nostru. Avem de asemenea proces verbal semnat în alb, pe care, deci, toți membrii comisiei au semnat, aici nu era nimic, și la AEP s-au trimis cifre doar de către președintele secției. Bineînțeles, cifre din burtă, pentru că nu aveau cum să fie reale. De asemenea, proces verbal modificat. S-au luat semnăturile cu cifrele reale, după care, dacă puteți focusa în full screen, uitați cât de multe modificări, toate în defavoarea mea. Deci sute de voturi furate, pur și simplu, din pix, confiscate. Eu cred că așa ceva nici în Belarus nu întâlniți. Cred că au alte metode, dar nu chiar așa. Doamna Firea, dincolo de... Mai am puțin, mai am... Vă rog, mai arătați-mi. Că mai am câteva exemple. Într-o secție în care chipurile eu am pierdut cu 11 voturi distanță, lipsesc 19 buletine. Deci exact acelea care erau ale mele, cu siguranță, că de aceea le-au și făcut pierdute, ca să arate că, de fapt, atâtea au fost. Dar acestea 19 sunt pierdute, nu apar pe nicăieri. Mai departe, încă altă secție, unde am pierdut la un scor foarte mic, 2-3 voturi, dar lipsesc 22 de buletine. Oare unde se sunt acele 22 de buletine? Cum lipsesc, doamnă, că ele s-au băgat într-o cutie care era sigilată, că așa se petrece de obicei la vot, și care are o fantă până care intră buletinul de vot? Nu, s-a întâmplat ce v-am spus și aseară. În momentul în care la ora 21, pentru că e clar că a fost un plan minuțios pus la cale, un alt post de televiziune a anunțat exit poll-ul Cursa Vanguard, în care arăta că în ceea ce privește primarul general, primarul sectorului 1 și alte sectoare, există o diferență mare de 10%. O parte din reprezentanții noștri au plecat, alții au fost goniți, alții au fost marginalizați, ridiculizați, intimidați și așa mai departe, și s-a procedat la falsificarea înscrisurilor. Practic, una se număra, așa cum știți, pe o masă, se așează toate buletinele de vot în teancuri și se începe numărătoarea. Una se număra și alta se trecea în procesul verbal. Sau
una se trecea în procesul verbal și alta se transmitea la AEP. Sau modificări grosiere cu pixul gros sau de asemenea cu carioca. Dincolo de faptele extrem de grave pe care le-am putut observa aseară în înregistrarea difuzată și de dumneavoastră și anume acea cameră securizată de la sectorul 1, iată că apar și alte dovezi că alegerile în București au fost alterate, au fost viciate. Eu sub nicio formă nu mă țin de scaun, nu mă țin de acest job, de această funcție. Știu să și câștig cu modestie, știu să și pierd cu demnitate și cu fruntea sus. Mi-am strâns deja lucrurile personale de la Primăria Capitalei, mi-am luat la revedere de la colegii mei, asigur practic tranzitul până legal, până se va depune jurământul, dar cred că din respect pentru democrație, pentru valorile acesteia și mai ales din respect pentru cetățeni, trebuie să știm ce s-a întâmplat totuși și care este scorul real. Doamna după Firea, mine, după părerea mea, s-a furat masiv în București. Doamna Firea, dacă dumneavoastră spuneți că oricum v-ați luat rămas bun și că asigurați doar perioada de tranziție, înțeleg că renunțați dincolo de demersul în domeniul penal, cel al plângerii pe care o veți depune, renunțați la partea civilă, respectiv la contestarea alegerilor și la solicitarea de reorganizare a acestor alegeri? Eu nu renunț la nimic, domnule Ciutacu, numai că dumneavoastră observați foarte bine, sunt singură împotriva tuturor, în campanie s-au unit toți împotriva mea, guvernul, miniștrii, premierul, președintele, instituțiile statului și acum la fel, deși dumneavoastră ați difuzat de aseară imagini palpabile, clare, verificabile în legătură cu frauda de la București, astăzi unii tac, suspect și filozofic, alții vorbesc, dar în sensul ironic și anume că noi nu știm să pierdem. Prin urmare, eu trebuie să mă pregătesc pentru toate variantele, să fiu pregătită sufletește și pentru varianta în care va fi anulat scrutinul de la București și se vor reorganiza alegeri poate odată cu cele parlamentare, dar și în varianta în care ni se va pune pumnul în gură, se va mușamaliza totul, vom aștepta un timp de, nu știm, o lună, două, trei, un an, doi, ce se va întâmpla în justiție cu această sesizare penală care are elemente foarte clare, indubitabile. Am discutat cu mulți juriști și de aceea trebuie să fiu pregătită pentru tot ceea ce se va întâmpla în perioada următoare. Deci continuați bătălia până la urmă, strict din punct de vedere politic. O continui pentru români, pentru cetățeni, nu pentru mine. Eu sunt o singură persoană, nu m-am născut nici primar general, nici parlamentar, nici cu funcții foarte înalte. Îmi cunosc meseria, profesia, am fost profesor, am fost jurnalist, am unde să mă întorc, am din ce să trăiesc, am unde să muncesc și să-mi câștig existența. Dar dacă la 30 de ani de la Revoluție vedem cu ochii noștri o fraudă imensă, noi trebuie să fim nepăsători. Vreau să faceți un exercițiu de imaginație. Dacă guvernul era format din reprezentanți ai PSD, dacă în locul domnului Orban era domnul Ciolacu, da? Fiindcă domnul Orban e președinte PNL, la noi președinte domnul Ciolacu și era prim-ministru. Dumneavoastră vă imaginați că era plină piața Victoriei acum? Dumneavoastră vă imaginați ce presiune publică ar fi fost și s-ar fi cerut căderea guvernului.